Ne bucurăm din nou să vă vedem, mult mai mulți ca de obicei, dar sper să vă facă Domnul în obicei din prezența voastră împreună cu noi. Și am vrea să începem prin a lăuda pe Dumnezeu nostru, de aceea vă invit să vă ridicați. Presupun că ați stat pe la cursuri, jos pe scaune, acum ne mai îndreptăm puțin și să ne închinăm prin două cântări și între cele două cântări aș dori să avem un moment de rugăciune. Prima cântare spune: numele Tău e înălțat printre neamuri, e lăudat. Puterea Ta este vestită peste întreg pământ. Numele Tău e înălțat, printre neamuri e lăudat. Puterea Ta e vestită pe-ntre pământ. Renii de cinste ești Tu, se cuvine să ne închinăm înaintea Ta. Voi înălța numele Tău, voi proclama Domnia-ți pe pământ. Vrem să facem voia doar a lui Dumnezeu. Amin? Haideți să venim și cu câteva rugăciuni înaintea Domnului nostru și să-i spunem: Doamne, vrem să proclamăm numele Tău prin viețile noastre și vrem să facem voia Ta. Și învață-ne și în seara aceasta mai mult ce înseamnă voia Ta. Haideți câțiva dintre voi, în rugăciuni scurte și specifice, să venim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Doamne, dorința noastră de a face voia Ta, Tată, vrem să o transpunem în rugăciune, dar vrem doar să o transpunem și în aplicații, în trăire, zi de zi, în felul acesta. Doamne, vorbește-ne și noi robii Tăi vrem să Te ascultăm în seara aceasta. Amin. Doamne Iisuse, Te laudăm pentru că voia Ta este
Amin. Uneori nu înțelegem voia lui Dumnezeu, dar ne credem în caracterul lui. Următoarea cântare spune, nu sunt în stare să înțeleg cerescul plan al celui drept, dar știu ceva. Știu că sus e salvatorul meu. De aceea, haideți să lăudăm pe Domnul nostru și prin această cântare. Să înțeleg
cerescul plan al celui drept. Dar știu că sus la dreapta lui stă cel ce-i salvatorul. Amin. Vă spun și eu cu mare bucurie un bun venit, welcome tuturor. E într-adevăr copleșitor numărul din seara aceasta sau prezența, însă ne bucurăm pentru fiecare dintre voi. Dacă mă uit bine și sper să nu greșesc, văd și comunitatea Bocșa destul de mulți, și Reșițeni, și Arădeni, și Deveni. Studenți așa de prin Caraș, așa o comunitate acolo foarte bine definită, numărul 2, vă spunem bun venit tuturor. Mai sunt alte localități pe care nu le-am menționat și de unde sunteți, studenți și tare. Făgăraș, wow, bun venit. Ok. Oricum, ne bucurăm pentru fiecare dintre voi. În seara aceasta, într-un mod mai special, așa cum s-a anunțat și nu vreau deloc să lungesc această introducere, îi avem împreună cu noi pe tinerii din Alești. E o, să zic, prietenie deosebită care s-a creat între tinerii noștri și tinerii din Alești și spun că este deosebită pentru că nu s-a creat niciun alt context decât cel al misiunii. Ei, pentru mulți ani, cu credincioșie, Biserica din Alești slujește și susține lucrarea din Oltenia și mai precis din Scornicești și cred că reverberează puțin numele acesta de localitate cu noi. Iată că Dumnezeu, într-un loc unde Ceaușescu a spus că atunci când Răchita va face micșunele, vor fi pocăiți în localitatea lui, astăzi casa lui memorială se dărâmă, el este în mormânt, dar acolo s-a zidit casa lui Dumnezeu. Să continuăm să ne rugăm pentru locurile acelea și pentru Oltenia. Ei, acolo ne-am cunoscut cu, pentru prima oară vara trecută și tinerii noștri cu tinerii din Aleș și ne-am dorit de atunci să ne vedem într-o seară împreună. Alături de ei sau împreună cu ei este fratele păstor Marius Cruceru, care este bine cunoscut și mă bucur de toți cei care poate ați venit sau ați venit în primul rând pentru cuvânt. Și ne dorim lucrul acesta. Vreau să vă salut cu un verset din Romani, capitolul 15, care spune așa: Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți, împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. N-avem niciun alt scop în seara aceasta decât de a-L slăvi pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, n-avem niciun alt scop în întâlnirile noastre vreodată decât să îl înălțăm pe Hristos. Așa că mă rog ca în minutele ce ne stau înainte să reușim să ne debarasăm de examenul de mâine, de proiectul care trebuie finalizat nu știu când, poate de alte poveri pe care le ducem, și să ne concentrăm atenția la ce vrea Dumnezeu să ne spună. Iar noi să ne aducem lauda înaintea Lui și El să o primească. Așa că nu vreau să mă mai lungesc, dar pentru că rugăciunea pentru noi este tare importantă și credem în puterea rugăciunii. Biblia spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Pentru momentele următoare, din nou, am vrea să ne liniștim și pentru că sunt mai mulți din corul studenților care ne-au făcut surpriza și bucuria în seara aceasta să răspundă, aș vrea să rog pe Luci să aducă îndemnul de rugăciune și mai apoi pe cei din cor să își aducă slujirea. Mă bucur să pot să fiu astăzi aici împreună cu cei din corul studenților și
Mă bucur să văd numărul mare a celor din corul studenților. Noi lunea seara avem seară de rugăciune, cum poate mulți știți, pe lângă repetiții, și m-aș bucura să fie atâția studenți la seara de rugăciune de luni. Cum am ajuns noi aici, o întâmplare pe care Domnul a regizat-o. Săptămâna trecută Emi era la noi la biserică în Pârneava și am vorbit cu el și mi-a zis: haideți, renunțați la rugăciune, veniți la noi. Nu putem. Am zis: hai, discutăm cu oamenii de la rugăciune. Toți când au auzit: vine fratele Cruceru, haideți, mergem. Mă bucur să fiu aici și vă spun, am mari emoții să vorbesc în fața atâtor oameni. Poate Emi zice, când se gândește, pa, e din Dragostea, din Pârneava, de acolo toată lumea gândește, trebuie să vină muzicieni și trebuie să vină oameni care vorbesc bine. Acum eu nu sunt nici dintre muzicieni, nici dintre cei care vorbesc bine, dar sper ca Domnul să mă folosească în seara asta și să ne vorbească fiecăruia prin ceea ce vreau să aduc. Se spune că erau odată doi evrei care s-au certat și, ca să-și rezolve problema, au mers la rabin. Prezintă primul problema, rabinul zice: ai dreptate. Prezintă al doilea problema, rabinul zice: ai dreptate. Amândoi confuzi, pleacă de acolo nedumeriți. Vine soția la rabin: dragă, da, cum are și unul dreptate și celălalt dreptate? Imposibil așa ceva. Cred că și tu ai dreptate. În lumea asta, lucrurile devin tot mai relative. Și cred că ăsta e unul dintre problemele cele mai mari ale secolului 21 și ale lumii în care trăim. Totul se învârte în jurul unui lucru relativ. Totul e părerea mea, dar oare mai există ceva absolut? Ceva ce să fie dincolo de universul nostru? În urmă cu 23 de ani aici la Timișoara, mai bine de 23 de ani, dacă țineți minte, a fost Revoluția. Și în Piața Operei, oamenii strigau: există Dumnezeu. Ăsta e titlul și refrenul unei poezii de Costache Ionid. Dar oare astăzi unde sunt oamenii aia care strigau atunci: există Dumnezeu? Oare ce cred oamenii ăștia astăzi? Oare mai cred ei asta? Oare ce credem noi ca și biserică? Ce facem noi ca cei din jurul nostru să creadă că există Dumnezeu? Într-o lume relativă, în care orice adevăr e relativ, deja și Dumnezeu începe să fie tot mai relativizat și în țara noastră. Dar dacă ne uităm în Biblie, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne-a dat o poruncă prin care ne-a dat și o armă cu care să învingem relativismul lumii astea. O să citesc două versete, din Ioan 13, 34 și 35, versete foarte cunoscute. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cred că toți ne dorim să fim iubiți, nu? Dar dacă ne uităm în Luca 6 cu 31, ce zice Domnul Iisus? Ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Lumea noastră tânjește după dragoste și cred că singurul mod prin care putem să îi întoarcem la Dumnezeu e să fim noi un exemplu al dragostei și să iubim pe ei. Prin aceasta ei îl vor cunoaște pe Dumnezeu. De multe ori zicem, cum
oamenii o să-L vadă pe Dumnezeu dacă noi îl iubim. Dacă ne uităm în rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17 cu 21, Domnul Iisus spune: mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Ce trebuie ca noi să facem? Noi trebuie să ne iubim unii pe alții, ca cei din jur să-L vadă pe Domnul Iisus în viața noastră. Dragostea e liantul care leagă biserica și care face ca lucrurile să meargă în biserică. Dacă stăm și ne gândim, acum eu sunt inginer și dacă stăm și ne gândim la un motor, adică o să fiu inginer când o să termin facultatea, dacă stăm și ne gândim la un motor, motorul nu merge fără ulei, nu? Componentele pot să meargă puțin, având benzină, dar fără ulei nu putem să facem nimic. Așa e și dragostea, face ca lucrurile să meargă. Dacă ne uităm, de exemplu, la o construcție, fără fier, beton într-o structură, rezistă un pic, dar cade. Dumnezeu ne-a lăsat dragostea ca să facă trupul Lui să funcționeze și ca să lege fiecare mădular. Dar C.S. Lewis spunea că dragostea trebuie învățată. E interesant. Cum poți zici că dragostea trebuie învățată? Noi ca oameni nu iubim. Ca să poți să iubești pe toți din biserică, cred că trebuie să exersezi un pic. Fiecare, dacă stăm să ne uităm, avem oameni care ni mai greu să iubim, de care ni mai greu să ne apropiem. Dar Domnul Iisus nu zice că să-L iubești numai pe unul. Zice că să iubești pe toți. Ca biserica să funcționeze, noi trebuie să ne iubim toți ca și trup. Dragostea e mesajul pe care noi trebuie să-l aducem în lumea asta. Și de multe ori, dacă noi nu avem dragoste, nici lumea nu o să creadă în dragostea noastră. Dragostea e arma pe care Domnul ne-a dat-o și ca să folosești o armă, trebuie să exersezi un pic. Trebuie să încerci ca să iubești pe ceilalți, ca să poți să iubești cu adevărat. În concluzie, singura noastră armă împotriva relativismului lumii acesteia e dragostea noastră unii față de ceilalți. Dacă nu știm să ne apropiem de frații noștri cu dragoste, nu o să știm să ne apropiem de cei din lume cu dragoste, ca să lucrăm la viețile lor. Dumnezeu ne cheamă să spunem că El există în lumea asta și prin dragoste noi putem să facem asta. Acum, înainte de ce să ne rugăm, cred că fiecare avem nevoie să creștem în domeniul dragostei. Fiecare avem persoane care poate ni sunt mai puțin antipatice, mai puțin simpatice, mai mult antipatice. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să creștem în domeniul mărturiei. Hai să ne ridicăm și în grupuri mici ar fi bine ca să ne rugăm toți. În grupuri de câte trei m-aș bucura să venim toți înaintea Domnului.
Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta și pentru acest prin gând prin care ne-ai însuflețit inimile. Doamne, trăim o vreme în care dragostea este atât de pervertită și mă uit la atâta iubire de sine, atâta egoism, atâta iubire de plăceri mai mult decât de Dumnezeu. Chiar unii și fără dragoste firească. Doamne, într-o asemenea lume, Doamne, fă să strălucească biserica Ta. Fă să strălucim ca și tineri în complexul acesta studențesc și să se vadă dragostea dintre noi, liantul dintre noi, altfel de relații între noi, o dragoste curată, o dragoste venită de sus. Și, Doamne, dacă în seara aceasta, în locul acesta, este cineva care se simte neiubit, se simte singur, fă să se găsească un bun samaritean. N-am vrea, Doamne, cineva să pășească în locul acesta sau între noi și să nu se simtă acceptat și iubit. Dar, Doamne, de asemenea vrem ca privind la dragostea Ta jertfitoare, aceasta să ne transforme, aceasta să ne schimbe și așteptăm în continuare să ne vorbești. Fii binecuvântat. Amin. Amin. Așteptăm corul studenților. Vreau să vă spun că personal a trecut ceva vreme de când n-am mai fost la tineret la Emanuel și mi-a fost dor. Cântarea pe care vrem să o cântăm acum, probabil că unii dintre voi o cunoașteți. Într-un fel, e o cântare de evangelizare. Așa zicem noi că un pic sună evangelizare. Dar are o întrebare foarte interesantă care probabil că ar trebui să sune și pentru noi cei care zicem că îl cunoaștem pe Domnul și că trăim pentru El și așa ar trebui. De unde vii și unde mergi? Întrebarea așa foarte generală, doar că probabil că ne-am obișnuit cu clișeele de la biserică sau cu... Deși n-ar trebui să fie clișee, ar trebui să fie realitate. Dar momentul care îți pui întrebarea asta, ar trebui să te gândești că viața ta trebuie să trăiască pentru Domnul. Și asta vrem să spunem, că noi îl cunoaștem pe Domnul și că trăim pentru El. Și dacă spunem asta, vrem să și trăim asta. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Spune-mi te-ai gândit, dar
le mulțumim celor din corul studenților și este una din cele mai, sau dacă nu cea mai importantă întrebare. Aș vrea să vă, până se retrage, să vă spun o experiență recentă. Am fost cu cina, cum se obișnuiește, la cei care sunt bolnavi și nu pot să ajungă să participe în plenul bisericii când este prima duminică din lună. Și nu știu ce mi-a venit, am vizitat acea persoană, acea persoană este botezată de cel puțin vreo 15 ani și punându-i câteva întrebări în pregătirea momentului aceluia, care credem că e un moment sacru, un moment de mărturisire, de cercetare personală, am întrebat-o dacă este sigur că merge în cer. Și așteptam la un răspuns rapid și... și a plecat capul. Și am reluat întrebarea și am spus, întrebată dacă este sigură persoana aceea, dacă e sigură că în momentul în care va muri, se va întâlni cu Hristos și l-are ca mântuitor. Și a început să plângă. Și a urmat una dintre cele mai fascinante discuții pe care am avut-o. Le-am avut recent. De ce aș vrea întrebarea aceasta să nu treacă pe lângă urechile noastre în seara asta? Poate de mult, poate chiar ești crescut în biserică, dar adânc în sufletul tău, dacă ești sincer, nu trebuie să-mi răspunzi mie, dacă ești sincer, tu încă trăiești teama morții, nesiguranța vieții veșnice, mă rog lui Dumnezeu ca în seara aceasta să găsești un răspuns și pace în sufletul tău. Și să poți să cânți așa cum au cântat tinerii aceștia minunați, cu tot zâmbetul pe față, că tu ești sigur unde încotro mergi. Amin. Acum am din nou mare, mare bucurie să invităm pe cei mai speciali ai acestei seri, pe tinerii din Alești. Tot ce v-a pus Domnul pe inimă, vă rugăm să ne aduceți. Thank you.
Mă bucur să fiu din nou în Biserica Emanuel din Timișoara. Cred că este a treia oară când sunt aici. Am mai fost de două ori cu colegii mei de la Universitatea Emanuel. Și înainte de a cânta următoarea cântare, aș vrea să am un gând scurt. Și au fost atât de frumoase gândurile pe care le-am auzit până acum. Vorbi despre dragostea pe care trebuie să avem fiecare dintre noi și dragostea pe care, în primul rând, Dumnezeu și-a arătat-o față de noi prin Fiul Său. Apoi s-a vorbit despre ce urmează după viața aceasta și să nu uităm că este ceva dincolo de viața aceasta. Și aș vrea să mai adaug la aceste gânduri un verset din Psalmul 62, versetul 11. Odată a vorbit Dumnezeu. De două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A ta, Doamne, este și bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Amin. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca în viața pe care ne-a dat-o pe acest pământ să umblăm plin de dragoste, să umblăm cu nădejdea că într-o zi îl vom vedea în ceruri și să umblăm sfinți, să nu uităm că Dumnezeu e dragoste, dar e și un Dumnezeu sfânt și nu putem trăi așa cum El o cere. Dar ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt și a revărsat harul Lui care ne dă puterea. Și cântarea pe care o vom cânta spune: vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos. Amin.
Mă bucur să mă aflu în după masa aceasta împreună cu fiecare dintre voi și de ce este așa Dumnezeu știe mai bine decât fiecare dintre noi. Ca student la Teologie Pastorală anul întâi, Facultatea Emanuel din Oradea, David mi-a spus, Titus, o să ai și tu un cuvânt. Și înainte de a începe să cântăm, îi spun, David, e mai valabilă treaba, mai trebuie să spun vreun cuvânt. Și a spus, David, da, va trebui să spui ceva. Și gândindu-mă ce aș putea să vă spun, mi-a venit în minte unul dintre versetele mele preferate. Ca și familie, trecem printr-o suferință și mama mea suferă de o boală rară și care are un tratament la fel de rar și de greu de găsit. Și la sfârșitul anului 2012, Dumnezeu mi-a vorbit printr-o predică a fratelui Valentin Popovici. Este un om deosebit pe care eu îl respect și ascult predicile dânsului cu mare drag și ca și familie care trecem prin suferință, am ascultat chiar predica dânsului din Iov. Cu toții știm cine a fost Iov, omul suferinței din Biblie. Și Iov, capitolul 38, versetul 31, spune astfel, Poți să nozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghiile Orionului? Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului și tu cârmuiești ursul mare cu puii lui? Cunoști tu legile cerului sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ? Și am auzit la primul verset pe care l-am citit o explicație foarte interesantă. Poți să nozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghiile Orionului? În Asia există o stea pe cer pe care asiaticii au descoperit-o prima oară și i-au dat numele de găinușă. Sunt mai multe pentru că este o constelație și atunci când se observă cel mai bine pe cer, înseamnă că primăvara este foarte aproape. Iar Orionul, o altă stea, atunci când apare, înseamnă că iarna vrea să pună stăpânire. Și probabil de multe ori, așa cum spune versetul, poți tu să nozi legăturile găinușei, aș fi vrut pentru unele situații din viața mea să nod acele legături ale găinușei și pentru un timp să fie încă vară, să nu se apropie iarna. Aș fi vrut ca timpul să stea în loc și să mă pot bucura de micile bucurii. Sau să dezlegi frânghiile Orionului. În situația mamei mele aș fi vrut să dezleg odată pentru totdeauna frânghiile Orionului și să spun, Doamne, rezolvă situația. Fă cât mai rapid lucrul acesta. Îmi doresc să trec odată peste lucrul acesta. Nu-mi doresc suferință. Dar Dumnezeu a hotărât în bunătatea Lui să facă lucrul acesta și îi mulțumesc acum când privesc în urmă la ceea ce a vrut să facă pentru mine. Și nu merit lucrul acesta. Nu știu câți dintre voi ați vrea să dezlegați frânghiile Orionului sau să înodați legăturile găinușei. Nu știu câți dintre voi ați vrea să fiți stăpâni pe situație, dar vreau să vă spun că există în cer un Dumnezeu care veghează asupra voastră și dincolo de faptul că vedeți numai un pas în fața voastră, Dumnezeu vede întreaga viață și știe mai bine de ce este așa. Aș vrea ca în după masa aceasta să ne putem bucura împreună, dar să nu uităm, așa cum spunea și verișorul meu, Domnul este încă pe scaunul lui de domnie, încă dăinuiește și va dăinui până la sfârșitul veacului, când va veni să ne ia în slavă. Întrebarea este, vrei să fii și tu acolo? Tot ceea ce trebuie să faci este să lași pe Dumnezeul cel atotputernic, să țină legăturile găinușii sau frânghiile Orionului, să cărâmească el ursul și puii lui, să facă tot ce vrea să încerci și jos pe pământ și mai ales în viața ta. Amin.
următoarea cântare se numește Se aud pașii Domnului. Și pentru că pașii Domnului se aud venind, poezia pe care o voi spune în seara aceasta se numește Urcă pe munte. Și înainte ca el să vină, mă rog ca fiecare dintre noi să urcăm pe munte. Urcă pe munte, să vezi splendoarea de dincolo, splendoarea Canaanului. Urcă pe munte să fii la un pas de Eden, să-ți oglindești privirile obosite pe mărăția orașului veșnic. Să înțelegi că viața nu-i frângere de drum și nici sfârșit de timp, chiar nici sfârșit de noi. Că ceea ce se pare încheiere e numai început. Că zearea ce se stinge se înfiripă zorii veșniciei cu revărsări de lumină. Urcă pe munte, numai pe vârf de munte, poți pricepe că nu ești doar burgăre de tină, ci colț de rai, fărâmă de divin, de veșnicie. Urcă pe munte, pe muntele credinței, pe stâncile speranței, pe crestele făgăduințelor minune, privirile tale se plângă fericite, oprite de măreția patriei promise. Urcă pe munte, chiar obosit de anii ce te așteaptă, de tâmplele cărunte, de brațele în durere frânte, de fruntea însângerate și de picioarele rănite. Urcă pe munte și de nu poți altfel, urcă în genunchi. Chiar dacă sufletul ți-e sfâșiat de neîmpliniri, de căutări zadarnice, de doruri risipite, urcă pe munte chiar dacă îți pare aspră, fără de sens cărarea ce te poartă către culme, chiar dacă pașii simt prăpăstiile fricii, chiar dacă auzi șuvoaiele de lacrimi sălbatice vuind, urcă pe munte, ele vor curge la vale, din ce în ce mai jos, auzindu-se dezamăgirile și plânsul și tot mai aproape cerul. Urcă pe munte, acolo-ți cad pe fruntea de văpaie strop de balsam de paradis, o împlinire al armoniei, ce-o încerci acum fără rost. Acolo, în vârf de tot, aripi în loc de pași încătușați, în loc de mers, e spor netulburat. Urcă pe munte și sub vecheria lui, acolo sus, ce-i pământesc din tine să se atingă și să se prindă pe bolta veșniciei ca o stea nemuritoare. Urcă pe munte, acolo sus, pe muntele credinței, pe muntele Golgotei, spre dincolo, spre Dumnezeu, urcă pe munte.
Dragilor, n-aș vrea să treacă pe lângă noi acest moment și cunosc familia lui Titus și el mai are surori aici între tineri. Sunt o familie deosebită. În grădina lor au o parcelă specială pentru misionari și pentru lucrători și pentru familii sărace. Sunt 8 copii și sunt greu încercați. Haideți să ne rugăm pentru mama lor. Dacă am cântat și credem că nimic nu e prea greu, să știți că pentru a spune ei cuvintele acestea, urcă pe munte, pe muntele credinței, pe ei îi costă mult. Așa că aș vrea să rog o fată, care poate e sensibilizată de momentul acesta, să ne rugăm pentru, o cheamă Dana, pentru mama lor, și apoi și de asemenea să se roage pentru minutele ce ne-au mai rămas și pentru cuvânt. Curaj. Te rugă. Te rugă. Te rugăm. Mm.
Amin, amin. Rămânem în picioare și fă-ți liniște în adânc. Urmează cuvântul Domnului. Aș vrea să deschidem scripturile noastre la pagina 1054. Este acolo finalul Evangheliei după Ioan. Și aș vrea să citim două versete din Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin, cuvântul Domnului. Să ne rugăm din nou. Doamne, te rog să binecuvintezi acest cuvânt. Te rog să binecuvintezi toate aceste vieți care sunt adunate aici ca într-un buchet înaintea Ta. Fă ca nici unul să nu piară și să nu se piardă. Tu știi fiecare inimă de aici și găsește, te rog, un cuvânt potrivit pentru fiecare. Dacă sunt oameni descurajați, te rugăm să găsești Tu cuvânt potrivit prin Duhul Sfânt Mângâietorul ca să mângâi și să încurajezi. Dacă sunt încercați de necredință, Tu știi cel mai bine să stârnești credința prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog pentru cei care sunt pe calea credinței și au nevoie de perseverență și de asemenea de încurajare. Și te rugăm să ne descoperi chipul Domnului Iisus Hristos, așa cum este în Evanghelie. Te rugăm, ajută-ne să nu adăugăm și să nu scădem nimic de la El. Îți mulțumim că ne dai acest timp și ajută-ne să ne bucurăm de El în Scripturi. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, se poate mai sus. Nu sunt eu așa de înalt, dar place să fie mai sus. Mulțumesc. Nu sunt înalt, dar privirea e scurtă. Dragii mei, după cum ați auzit, întâlnirea din această seară are un istoric. În urmă cu câteva luni am participat în localitatea Scornicești la câteva activități împreună cu unii dintre tinerii pe care îi văd deja aici și planificăm ca anul următor să mergem din nou. Câți vor dori, dacă vor dori și dintre dumneavoastră, este loc pentru fiecare. Eu personal am de gând să fac următorul lucru împreună cu o echipă, cei care doresc să înscrie în acest proiect mai special. Este un proiect care are de asemenea în urmă un întreg istoric. Unchiul meu, care acum are 92-93 de ani, calcă pe 93 de ani, toată viața a făcut misiune cu bicicleta. Se pregătește să-și încheie alergarea. Una dintre cele mai mari tristețe ale lui este că nu mai poate încăleca bicicleta. La 90 de ani a căzut de pe bicicletă și cumva în onoarea înaintașilor noștri și cumva ca să simțim ce înseamnă să faci 40 de kilometri în lipărul zilei, cum se spune în Oltenia, adică în căldură, să faci 40 kilometri dus până la o localitate în care este greu de atins cu mașinile, cu autobuzele, nu sunt curse realmente, poți să mergi cu mașina personală, dar oamenii sărași de acolo nu își pot permite o mașină personală. Așa că sunt teritorii la care se poate ajunge cu o căruță, cu măgăruși, spre exemplu, sau pe bicicletă. Așa că vă invit ca în vara următoare să facem 1001, cum este 1001 de nopți, 1001 de articole, 1001 km pe bicicletă. Asta este ambiția mea personală, să fac acest tur, pornind din Scornicești, mergem într-o localitate, ne întoarcem înapoi, seara se doarme în același loc. Inițialmente am vrut să legăm Oradea de Scornicești, poliția nu ne dă voie, spune că dacă ne prinde pe european ne dă amendă, așa că am găsit o soluție și mai bună. Vom ajunge în aceste localități și planul este următorul. Ajungem în localitățile respective, călătorind din Scornicești 40 km, 50 sau cât este nevoie, împărțim Biblii, discutăm cu oamenii, facem evanghelizare personală, ne întoarcem înapoi la bază. Ziua următoare la fel. Vă spun de acum aceste lucruri pentru că aveți nevoie, 1, de o bicicletă. 2, aveți nevoie de antrenament. Probabil unii m-am mai întâlnit cu alții în urmă câteva luni, probabil ați venit și din curiozitatea să mă vedeți mai ușor cu o semicursieră. Da, sunt mai ușor cu 11 kg, pentru că am început deja antrenamentele și sper ca să mai urmeze încă 15, adică mai dau jos o bicicletă de pe mine și în felul acesta să pot fi în stare să mă țin de voi,
sunt sigur că mă veți face de râs la cei 40 de kilometri de biciclit. Nu există ucenicie fără călătorie. Și unul dintre lucrurile în care am crezut de-a lungul vieții de 20 și ceva de ani de când lucrez cu tinerii, este această ucenicie peripatetică, adică ucenicie în drum. Una este la sala de clasă, una este ce facem cu studenții, alta este să călătorim împreună. Apostolul Pavel a călătorit, Domnul Iisus a călătorit, apostolii după aia a călătorit și în Faptele Apostolului ne se spune că a fost în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Misiunea se face călătorind. Vă invit în misiune. Faceți misiune oriunde. Mergeți unde găsiți de cuviință. Nu neapărat cu noi în Oltenia, dar călătoriți și întâlniți-vă cu oameni. Este extrem de provocator pentru credința voastră, cei care sunteți credincioși, să primiți întrebări incomode. De fapt, despre asta este vorba în această seară. Aș vrea, pe lângă această invitație la misiune pentru vara următoare, pentru vara care sper că ne bate la ușă, la minus 8 grade este greu să vorbești despre vară, dar pe lângă asta aș vrea să vă fac o mărturisire în același timp și să vă las o provocare. Săptămânile trecute am primit un e-mail de la un prieten bun care mi-a spus că are în plan o carte, este editor și vrea să pună la oaltă o carte. Carte foarte interesantă. Adună mai mulți dintre prietenii lui în acest volum și m-a invitat și pe mine să răspund la o întrebare. Când am văzut întrebarea, prima dată am crezut că își bate joc de mine. Dar după aia mi-am dat seama că este o întrebare la care răspunsul e foarte greu. Și anume, vor fi o serie de 20-25 de articole și toate vor încerca să răspundă la această întrebare. De ce ești creștin? De ce ești creștin? De ce crezi? Și după aceea se întrebarea subsecventă. Ce înseamnă a crede? De nenumărate ori, dragii mei, în călătoriile mele cu trenul, în călătorii misionare, m-am întâlnit cu oameni față în față, prin praful Olteniei sau în alte părți, în marile orașe, în universitate, cu această întrebare, domn profesor sau domn pastor, ce e aia să cred, domnule, că oricât mă chin, uite, strâng din dinți, strâng din pumn, vreau să cred. Să știți că de nenumărate ori mi-am pus ambiția, am zis, domnule, de mâine gata, mă fac băia bun. Mă las de băut, mă las de fumat și încep și eu să devin ca dumneavoastră. Pocăiți așa cum v-ați numit dumneavoastră, dar nu, și mie să știți că îmi place foarte mult. Nu prea sunt eu de acord că dumneavoastră vă lăsați cam de orice, vă lăsați de fuma, de băut, de femei, de cutare, de cutare, de cutare, numai de lingură nu vă lăsați. Dar știți că îmi place, mi-ar place să cred. Cum? Asta este o întrebare foarte grea. Cum să crezi? Dacă s-ar putea credința să face ca genoflexiunile sau ca flotările, ar fi extraordinar de ușor să-i spui oamenii, domnule, sunt 5 pași și pot să crezi. Mă simt cu totul dezarmat și îmi dau seama că stă numai în puterea lui Dumnezeu să facă pe cineva să creadă. Există totuși un mecanism lăuntric al credinței care se stârnește și care îl stârnește pe Dumnezeu să-ți întindă mâna în momentul când tu întinzi primul mână. Aș vrea să încercăm să răspundem în minutele care ne-au rămas la aceste două întrebări. De ce cred? Ce înseamnă a crede? Eu nu m-am îndoit niciodată de existența lui Dumnezeu. Cred că omul este o ființă credincioasă prin natură. Noi credem visceral, deci în ADN-ul nostru este să credem. Să știi că n-ai putea supraviețui până mâine dacă n-ai crede. Exemplu. Chiar și cele mai reci științe au nevoie de credință. Mergeți mâine la școală, cei care sunteți încă liceeni, bănuiesc că sunt și liceeni pe aici, și nu puteți rezolva o problemă elementară de geometrie dacă nu credeți. Dacă aveți un profesor de matematică optimist, vă spune, două drepte paralele se întâlnesc la infinit. Bun, întrebare, a verificat cineva? Trebuie să credeți pe cuvânt, nu-i așa? Altfel nu puteți rezolva problema de geometrie. Dacă este pesimist, spune, două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. Tabelul lui Mendeleev, toți l-am tocit. A verificat cineva? Nu, a trebuit să credeți. Și o grămadă de alte legi, dacă vă uitați la fizică, la chimie, la geografie, zic că vârful, negoiul are nu știu cât. Bun, l-ai măsurat? Nu l-ai măsurat, dar ai crezut profesorul de geografie. Dragii mei, nu s-ar putea face școală fără credință.
N-ai putea trăi până mâine dacă n-ai avea încrederea că bucățica de pâine pe care o bagi în gură va fi mâncată de bacteriile din mațele tale și vei face o digestie corectă și sănătoasă, n-ai putea trăi până mâine. Și oh, dar dacă nu se întâmplă asta, și încep să te îndoiești. Și încep dintr-o dată să devii ateu în privința stomacului tău. Zic, dom'le, nu cred că s-ar putea face. Vedeți? Aproape fiecare gest, fiecare act, viața noastră se desfășoară pe temelia credinței. De asta este foarte important și spun lucrurile acestea să știți că credința, așa cum o descrie Ioan, are legătură cu acest lucru. Am citit finalul Evangheliei. Spune că Iisus a făcut foarte multe semne și vedeți, Evanghelia după Ioan este o carte a semnelor. Domnul Iisus lasă semne, semnele, cei care faceți lingvistică sau filologie, este ceva care stă în locul altceva. Sunt indici spre altceva. Uneori semnul are această caracteristică, stă ceva vizibil pentru ceva care este invizibil. Sau stă un obiect pentru și care înlocuiește, spre exemplu, o frază. De exemplu, dacă întâlniți un triunghi roșu întors invers, dacă vii de pe altă planetă, n-ai să te oprești. Dar dacă vii de pe planeta Pământ, cam peste tot. Că vorbești engleză, că vorbești germană, că vorbești românește, înseamnă cam același lucru, cedează trecerea. Nu? Avem semne, semne de circulație. Spune Scriptura că Iisus a făcut o grămadă de alte semne, dar Ioan a selectat câteva ca să ne stârnească să înțelegem ce e aia credință. Ce înseamnă a crede? Pentru că miza este crucială, cardinală. Miza este ca să trăiești. Aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, că Iisus este unsul, că Iisus este Mesia, mai mult decât o treaptă mai înaltă. Surpriza cea mai mare este că este Fiul lui Dumnezeu, cum spune crezul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și ce rost are să învăț toată teoria asta? La ce îmi folosește mie să învăț crezul? La ce să mă duc la liturghie și să spun lumină din lumină Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut? Ce legătură are asta cu viața mea? Și care este legătura? Am o veste proastă pentru sinucigași. Dacă vă trece prin cap asemenea lucru, și mie mi-a trecut prin cap, nu m-am îndoit niciodată de existența lui Dumnezeu, dar odată mi-a trecut în cap să mă sinucid, ca să-i facă niciun de lui Dumnezeu. Credeam în El și m-am certat cu Dumnezeu și unul dintre lucrurile de care mi-a fost necaz în viață este că Dumnezeu n-are guler la cămaș, că mi-aș fi luat cu El de guler. Mi-a fost necaz că cerul n-are mânere, să iei cerul și să scuturi. M-am certat de foarte multe ori cu Dumnezeu și mi-a fost și mie necaz că nu mi-a făcut hatârul să se lupte cu mine așa cum s-a luptat cu Iacov. Să ne luptăm corp la corp. Să-l întreb eu de ce m-a lăsat orfan la 5 ani. Să-l întreb eu de ce este atâta suferință lume. Să-l întreb de ce moare o mamă la 6 copii. Să-l întreb pe Dumnezeu și să-mi dea socoteală. Unul dintre lucrurile pentru care atunci nu mi-am pus capăt zilul a fost din curiozitate. Sunt foarte curios din fire. Și unul dintre lucrurile pe care îl provoc de adeseori pe Dumnezeu, până de atunci încolo m-am împăcat cu Dumnezeu. Câteodată mai am câte ceva să-i spun. Și săptămâna trecută i-am spus ceva cu necaz. Prietenii mei au mormântat o femeie de 38 de ani, mama 6 copii. Și iarăși am avut ceva reclamații la Dumnezeu. Dar sunt foarte, foarte curios. Știți, uneori sunt situații în viață în care îi spun lui Dumnezeu, acum să văd cum o rezolv și pe asta. Așa de tare le-ai încurcat, încât sunt extrem de curios, uite, și vreau să stau cu mâinile încrucișate, să văd cum rezolv situația asta. Într-un fel, asta este parte din credință. Hai să întoarcem la începutul semnelor lui Iisus. Ioan capitolul 2 este o scenă și vom merge prin câteva scene. Eu am ales câteva scene rapid. V-aș sfătui unul dintre lucrurile pe care le-am făcut de o studieție și sunt foarte eficiente. Dacă nu ești credincios, să te apuci să citești Evanghelia după Ioan, Biblia, să citești la pagina 1025 încolo. Îi cere eventual ajutorul unui prieten credincios. I-aș sfătui pe cei credincioși să citească Evanghelia cu un prieten necredincios. Noi, cei născuți în biserică, cum sunt eu, suntem atât de vaccinați la Evanghelie. Nu ne mai spune nimic a anunta din Cana, o știu. A discuția cu Nicodim, o știu. Să vezi când citești Evanghelia cu cineva care are mintea absolut virgină. Tabula rasa. N-are limbaj religios, nu știe cum să roage, nu știe toate formulele noastre de introducere și de încheiere și are tot felul de întrebări care te vor lăsa mut. Vă sfătuiesc să lecturați Evanghelia după Ioan. 21 de săptămâni îți ia să te uiți prin Evanghelie de la un cap la altul.
Prima scenă este o nuntă. Este invitată mama Domnului Iisus, se pare că era una dintre organizatoare, și se întâmplă o tragedie la această nuntă, s-a terminat mâncarea. Nu este mai mare rușine în Banat, probabil ca și în Ardeal, să termine sarmalele la nuntă, în mijlocul nunții. Aici este echivalent acest eveniment, se termină vinul, se duce, Domnul Iisus este și el prezent acolo cu ucenicii lui și stă liniștit într-un colț. Mama Domnului Iisus, care pusese la inima ei de când era Domnul Iisus mic. Cineva m-a întrebat, voi baptiștii nu aveți respect pentru Fecioara Maria? Zic, cum adică? Cine v-a spus asta? Noi nu avem respect pentru cea care l-a învățat pe Iisus să meargă? Noi nu avem respect pentru cea care l-a învățat pe cel care este cuvântul să gângurească? Noi nu avem respect pentru cea care l-a alăptat pe Iisus? Doamne ferește! Numai că, uitați, noi ascultăm ce spune ea și ce face ea. Știți ce face această femeie? Când a văzut că este criza, s-a dus la fiul ei și a spus, nu mai au vin. Răspunsul lui tradus corect este, ce mi-e mie, ce ți-e ție? Adică ce-ți pasă ție, ce-mi pasă mie? Lasă-i în plata lor. Nu trebuie să ne pese. Are loc un schimb de priviri, bănuiesc. Mama se duce la slujitor și spune, auziți, eu știu cu cine am de-a face. Stați numai să vedeți ce va întâmpla. Un singur lucru. Faceți tot ce vă va zice. Știi, asta este una dintre partea stupidității credinței. Că oamenii ne consideră bătuți în cap și stupizi. Zice, dom'le, cum poți să fii om cult? Ai terminat o facultate de 6 ani, de 4 ani sau de 3 ani și să te duci la biserică? Păi ești tânăr frumoasă, frumos. Cum poți să fii atât de îngust la minte și cu ochelari de cal? Să vă duci acolo la biserică, la popa, să vă spună aia ce să faceți. Ha, nici nu trebuie să faci asta. Mai rău decât atât. Măcar pe popa îl vezi, dar pe Iisus nu-l vezi. Și Fecioara Maria, mama Domnului Iisus, ne dă un sfat care are legătură cu prima ipostază a credinței. Să te execuți când Iisus spune sari. Tu întrebi cât de sus? Când El spune du-te, tu întrebi cât de departe? Faceți tot ce vă va zice. Și ceea ce urmează este că Domnul Iisus ne spune să facă o prostie. Realmente, când se termină mâncarea la o nuntă, dacă sunteți într-o asemenea situație sau dacă se întâmplă ceva acolo în spate, la câteva nunți, când eram așa de vârsta lor, m-am dus chelner. În spate, la bucătării, se întâmplă tot felul de lucruri. Imaginează-ți unul din verișorii mei care are 1,98 m, că vine cu un scaun și ridică, cum erau cu nunțele la cort și se adunase apa așa, și el ridică și ridică cu scaunul ca să facă, să elibereze cortul. Și în spate venea sora cu supa. Și toată zoaia aia de pe cort a venit în supă. Foarte multe lucruri se întâmplă. Știți primul lucru pe care ți-l dorești într-o asemenea lucru? Să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni, să fii cât mai discret. Chelnerii, în spate, când este o criză, venea să... Știți ce face Domnul Iisus? Rezolvăm problema, da? Facem scandal. Am nevoie de 10 vlășgani, spune el, și toți să umple echivalentul a 500 de litri în cantitate. Băieții care sunteți de pe la țară, ați umplut vreodată baptisteriul pentru botez cu găleata? Și ce înseamnă asta? Cu găleata de 10 litri. Două găleți de 10 litri, este imposibil să nu te murdărești, este imposibil să nu faci tot, să te faci tot de tină și descarcă, numai că ei n-aveau găleți de 10 litri. Nu se turnase încă plastic la vremea aia. Cu stomace de capră, în care intră maxim 7 litri, ia și car. Și vezi că începe să facă cărare de apă. Și să duc și să duc, vedeți, noi citim Evanghelia fără să ne imaginăm. Pentru că aici este timp să desfășoară. Ăștia, du-te vino. Și după ce te uiți, și-au umplut. Ce fac ăștia, domnule? Zice, este unul aici, este un tânăr aici de 30 de ani care crede că ne rezolvă problema. Uite ce circ, uite la ăștia ce au făcut. Ia să-l vedem acum, ce face? Și toată lumea așteaptă, zice, gata, am terminat. Imaginați-vă aceia slujitori cât de frustrați sunt. Dom'le, ne-a pus ăsta să umplem cu apă. Ce o să facem acum? Ce ducem apă la masă? Și stau încruntați și se uită așa. Și te aștepți ca Domnul Iisus să facă pase magnetice. Vedeți, asta mie mi se pare atât de străin de spiritul Evangheliei,
toți vindecătorii ăștia care dau ochii peste cap și tot felul de abracadabra și tot întind mâinile și spune, vindecați-vă și unii cad pe spate. Domnul Iisus niciodată nu face așa. Domnul Iisus face niște gesturi atât de discrete, este atât de finuț. Stă și spune, acum scoateți. Și când scot, duc la specialist, cuvântul din original este arhitriclinus, adică șeful de sală, cel mai mare specialist, cel care gustase o grămadă de vinuri la viața lui și spune, este de cea mai bună calitate. Nu știu din ce an l-ai adus, nu știu din ce fel de viță s-a stors, dar vinca ăsta e de calitatea întâi. Știți, și în credință, să fii atât de redus mental, să fii atât de înghesuit la cap, să-ți anulezi atât de mult logica, încât să faci o chestie ca asta. Domnul Iisus spune, adu apă. Și vedeți ce este fascinant aici. Asta este în arc cu o altă scenă din finalul Evangheliei. Domnul Iisus, eu sunt convins, cred că sunteți și voi cei care sunteți credincioși, sunteți convinși că ar fi putut spune să fie pline cu apă? Corect, da? Eu sunt convins că ar fi putut spune să fie plin direct cu vin. Sunteți de acord? Da. Cel care a făcut toate din nimic, n-ar fi putut să-i scutească pe ăștia de tot circul? N-ar fi putut, în Oltenia, unde mergem noi în misiune, este o expresie. Când ești culmea lenii, când nu faci absolut nimic, spune, ce stai martor la căratul apei? Exact așa stă Iisus. Stă martor la căratul apei, nu face absolut nimic. Vedeți, când Domnul lucrează cel mai intens, când Domnul face prima minune, n-a zis nimic și n-a făcut nimic, i-a lăsat pe ei să lucreze. Asta se cheamă sinergie. Împreună lucrare. Te cheamă Dumnezeu și spune, vreau să fac o minune. Da, ia-ți pastilele. Vreau să fac o minune, să te vindec. Da, 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 Doamne, ce? Dă-te pe mâna medicului. Vreau să fac o minune în viața ta. Dar vreau să pui osul la treabă. La sfârșitul Evangheliei, în arcul ăsta, este o scenă în care Domnul Iisus îi așteaptă cu pește prăjit, pus pe jar, și le spune, la depărtare. Și ce vreau? Aduceți și din peștii voștri. Și parcă îl vezi pe Petru cum stă și miroasă peștele ăla care este așa și eviscerează din peștii lui și stă și salivează și eviscerează alt pește și zice, acum trebuie să facem o spățu și din peștii tăi. Dragii mei, credința este această împreună colaborare omului cu Dumnezeu. Zice, îți dau în traistă nu-ți bag, mă apropii de tine, apropie-te nu întâi. Avram, tai animalele pe din două și pune-le de o parte și de alta. Acum, dă-te mai încolo. Trebuie să ne întâlnim la mijloc. Lasă-mă pe mine. Și trece cu focul lui, focul Domnului, dintr-o parte în alta. Dragii mei, prima ipostază a credinței este că atunci când ai o nevoie, oricare ar fi ea, ești îngrijorat că nu mai ai bani să-ți termini facultatea? Ești îngrijorat că părinții nu mai pot să te susțină? Ești îngrijorat că nu mai ai destule resurse intelectuale, materiale sau știu eu în ce criză ai intrat tu? Credință înseamnă să-L faci pe Hristos primul la care apelezi și ultimul răspuns la orice problemă. Te bazezi încă pe șmecheriile tale? Te bazezi încă pe șmenăriile tale, te bazezi încă pe relațiile tale, pe cunoștințele tale, pe copiatul tău, de ce nu? Asta nu e credință. Credință înseamnă, unde e Iisus? Unde e Iisus? Am o problemă, unde e Iisus? Am o altă problemă, unde e Iisus? Și poate să zic că ceilalți ori zice, îmi pun încrederea în El, cumva, poate să-mi spună să fac o prostie, ca în capitolul 2 din Ioan, poate să-mi spună să fac ceva nemai auzit și nemai văzut. Toți oamenii o să râde de mine. Dar Iisus Hristos este primul la care apelez și ultimul la care vine răspunsul întotdeauna. În Ioan, capitolul 3, avem o altă scenă. Un bătrân, fruntaș al lui Israel, vine și încearcă o discuție de pe un ton destul de obraznic, și spune, Iisuse, noi deja știm cine ești. Singurul lucru care ne interesează este cum faci tu tricurile alea. Am auzit că transformi, am auzit că înmulțești. Nu, pe noi ne interesează cam cum reușești. Și Domnul Iisus, după ce îl distruge sistematic, îi spune, nu știi nimic,
tu ca învățător al lui Israel și îi trage absolut toate pernele de sub el și îl lasă umilit în fața propriei lui școli de ucenici, deducem că este o întâlnire între două școli, și spune un lucru interesant. Ca să pricep totuși ceva despre ce înseamnă să spui încrederea în mine și să crezi, ca să pricep totuși ceva tu, filozof și învățător al lui Israel, profesor de teologie, vreau să recurgem amândoi la istorie. S-a întâmplat în istoria poporului Israel o tragedie. N-au ascultat, s-au răzvrătit, au comentat, au cârtit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a stârnit șerpi înfocați. Șerpi de deșert care nu merg așa, ci merg în lateral și au foarte mare viteză și înfocați, adică știți cum funcționează șarpele? Îi cald, se mișcă, îi rece, nu se mișcă. Ăștia erau șerpi înfocați, încălziți în nisipul pustiei. Este o specie de șarpe care când te mușcă, nu mori pe loc, mori în chinuri. Se cangrenează rana și realmente începe să se desprindă, să o umflă, supurează și începe să se desprindă bucate de carne. Și vipera aceea de deșert așteaptă și te consumă de viu. Nu mai poți să te miști și bucățile în putrefacție încep să fie mâncate. Să moare în chinuri cumplite. Și gândiți-vă că acolo mureau mame în fața copiilor, copiii în fața mamelor, soții în fața soțiilor, bunici în fața nepoților. Toată tabăra e în ranjale și vin fruntașii poporului la Moise și spun: Moise, noi avem o schemă. Uite, noi răi, tu cu minte. Noi facem prostii, tu te duci la Dumnezeu. Tu te duci la Dumnezeu, iei soluție, iei vitamine, unguiente, ce vrei, noi ne dăm pe răni, rezolvăm problema și din nou la echilibru. Data viitoare facem la fel. Și se duc la el și spun: Moise, noi răi, tu cu minte. Te duci, vii cu soluția. Și așteaptă. Vine Moise cu soluția și spune: dragii mei, mi-a dat Dumnezeu o soluție cam grea, dar așteptați că vine. Ați văzut vreodată tenichigiu auto la prima lui zi de lucru? Nu. Uitați-vă la Moise. Și începe Moise să ciocănească și începe, n-a făcut în Egipt lecții de sculptură, n-a făcut tenichigerie și începe să facă ceva care să semene cu un șarpe. Și toți s-au sărit la tine: Moise, dar nu te grăbești puțin, ăștia mor. Deci, asta este soluția. După ce termină el de bătut acolo, spune: aduceți-mi un par. Aduc un par, înfigeți-l aici și pune-mi, uite, tabla asta în par. Moise, care-i alifia? Care-i soluția? Mi-e teamă să vă spun, dar fiți atenți aici. Soluția lui Dumnezeu, știu că pare o prostie, din nou pare stupid, din nou pare dincolo de logica omenească. Dragii mei fruntași ai poporului, nu există explicație farmacologică, nu există explicație herpetologică, nu există explicație metalurgică, nu există explicație biologică, nu există nici explicație teologică, dar uite ce ne-a spus Domnul, ne uităm la tabla aia din par și ne facem bine. Unii se vor fi uitat la Moise și vă zic: să-ți bați joc de noi? Mai bine murim în cort decât să facem prostia asta. Și au murit. Spune Scriptura că au căzut mii și Domnul a măcinat dintre ei. Pentru că această credință înseamnă să stai să te uiți anesteziat în rațiunea ta și fără să găsești explicația cauză-efect. Acolo chiar îți este interzisă. Care-i cauza? Uite efectul. N-avem cauză, dar uite efectele. Și au fost unii care au zis: nu avem nicio explicație de această înlănțuire, cauză-efect, și totuși ne vom uita. Și totuși vom face ce spune Moise. Și au făcut-o, și au trăit, și s-au vindecat. A doua ipostază a credinței este că trebuie să te uiți la Hristos în felul ăsta. Iată ce spune Scriptura. Și după că a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru că oricine crede în el, asta înseamnă a crede. Să te uiți la calvar și să spui: eu mușcat de șarpe, el soluția. Toți de aici din sală, înalți, slabi, grași, scunzi, cu ochi albaștri, cu ochi căprui, tineri sau mai în vârstă, avem un lucru în comun. Putem spune cu toți în cor: în păcat m-a zămislit mama mea. Și știți ce-i trist? Toți vom plăti datoria asta. Procentajul de mortalitate în această sală este 100%. Vom muri. Cu moarte sunteți datori fiecare.
Dar după moarte acesta urmează viață veșnică. Și pentru unii și pentru ceilalți. Viață veșnică în iad sau viață veșnică împreună cu Domnul. Cei care vor, se vor uita la Hristos pe cruce, în felul acesta, cu disperarea aceea a mușcatului de șarpe. Cum crezi tu în Hristos? Și cum crezi tu în Hristos? Cum crede ăla care și-l agață de oglindă? Să se lege un Hristos crucificat acolo, care el noroc și nu are accident. Tu crezi în Hristos ca unul care este arestat într-un colț, în icoană, și din când în când te duci la el și vizitezi, Doamne, ajută-mă și pe mine că am examen acum. Crezi în Hristos ca o asistentă medicală care vine să te ajute din când în când. Crezi în Hristos ca unul care este monitor în parcare. Doamne, ajută-mă să găsesc un loc de parcare în Paris. Ăsta este Hristosul tău? Păi, dragii mei, același Ioan care scrie aceste lucruri spune, copilașilor, feriți-vă de idoli. Cea mai tragică, cel mai mare dușman al lui Hristos nu este Mohamed. Cel mai mare dușman al lui Hristos nu este Buddha. Cel mai mare dușman al lui Hristos sunt Hristos și falși, pe care ai construit un mintuca ta. Cel mai mare dușman al lui Hristos este un Hristos roz bombon, bine înfășurat în fundiță roșie, pe care îl scoți din cutie când ai chef, îl bagi în cutie când ai chef, un Hristos cu totul dezbrăcat de puterile lui. Un Hristos care este răstignit pe cruce și care spune, auzi Nicodime, știi care e relația dintre noi? Tu n-ai venit aici să mă vezi pe mine. Tu ești mușcatul de șarpe și eu sunt soluția pentru tine. Cam asta e relația dintre noi. Te uiți la mine, trăiești. Nu te uiți la mine, mori. Simplu. Asta e Evanghelia, dragii mei. Evanghelia este că toți suntem mușcați de șarpele cel rău care a păcălit pe Adam și pe Eva. Și soluția este Hristos. Al patrulea capitol din Ioan ne dă o a treia scenă. Este o femeie care vine în cel mai caldă perioada zilei, la prânz, pe nămiez, cum se spune în Oltenia, din nou. De ce? Ar fi fost linșată de celelalte femei. Le furase bărbații la 6 dintre ele. Dacă ar fi prins-o, ar fi păruit-o și n-ar fi rămas nimica din ea. Așa că se duce să-și ia apă când nu se poate întâlni cu nimeni, când toată lumea este retrasă și își face siesta. Asta se întâmplă în Orient. Nu exista pe vremea aceea aer condiționat, așa că la prânz toată lumea se redrășea în case. Și femeia asta pornește prin cele mai mari călduri, se duce să-și ia apa de fiecare zi și se întâlnește acolo cu un personaj ciudat. Textul ne spune că stătea pe fântână, bloca fântâna și a zice, mă scuzați, ar vrea să iau apă. Și el spune, eu sunt apa. Dumneata spui că ai apă, deci uite cum stă treaba. Fântâna este adâncă, aici avem găleata, dumneavoastră n-aveți găleata, deși stați pe fântână, cum rezolvăm? Eu am o găleată, dumneavoastră stați pe o fântână, băgăm găleata, rezolvăm problema. Și străinul insistă. Dacă bei apa pe care ți-o dau eu, domnule, n-ați înțeles, n-aveți găleată. Dacă bei apa pe care ți-o dau eu, problema dumneavoastră, doamnă, este cât sunteți de însetată. Problema nu cum rezolv eu. Ce este fascinant în aceste două scene este că Nicodim este tratat ca o femeie ignorantă și samariteanca, care călcase în toate străchinile posibile. Când au venit ucenicii și l-au văzut, zice, stă de vorbă cu o femeie. Stă de vorbă cu o femeie samariteancă. Stă de vorbă cu una care vine la prânz, adică e din alea. Tot dosarul ei era încărcat. Și știți cum o tratează Domnul? Discută cu ea teologie. Discută despre cine și cum, unde trebuie să se închine, cine a construit fântâna pentru cine. Și la un moment dat, spune femeia, știu care să vină Mesia, care zice Hristos, când va veni, el are să ne spună toate lucrurile. Și știți ce impresionează pe ea? Că i-a spus toate lucrurile. Asta era setea ei. Iisus i-a zis, eu sunt cel care vorbește cu tine. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva acesta este Hristosul. Știți ce înseamnă credință? Credința se manifestă la această femeie care se uită, observați că uită de găleată, aleargă în miezul zilei și aduce toată cetatea cu ea. Dintr-o dată capătă credibilitate, dintr-o dată nu mai este linșată. Unul dintre cei mai de succes evangheliști care sunt în Scriptură. Gândiți-vă ce ironic, când vin studenții la teologie, cu sarsanalele pline, zice, Doamne, ți-am adus de mâncare.
Deci, am fost corect, să știi că nu ne-am atins niciunul din samariteni aia. Așa de bine am trecut pe lângă ei, niciunul nu ne-a atins, suntem încă curați. Am văzut că tu stai de vorbă cu o femeie, dar ce să facem? Ești învățătorul nostru, nu avem prea multe ce să comentăm, dar ți-am adus de mâncare. Se uită Domnul la ei și zice, știi ce? Uite aia pe care o disprețuiește, mi-a adus adevărata mâncare. Ia uitați ce vine, uite praful ăla pe care îl vezi, aia e toată cetatea care vine. Asta e mâncarea de care am nevoie. Dragii mei, credință este acea sete a femeii aceea, nimeni nu stătea de vorbă cu ea. Credință înseamnă că atunci când ești singur, trist, părăsit, primul interlocutor la care apelezi și ultimul interlocutor este Iisus Hristos. În anul 2 de facultate, am fost într-un loc care m-a îmbătrânit cu 10 ani. Am fost într-un azil de bătrâni. Am intrat acolo cu colegii mei și era o doamnă destul de bine îmbrăcată, curată față de celelalte cliente de acolo, era foarte bine aranjată. Și spune, domnilor studenți, astăzi e vineri, bun, marți vin copiii mei să mă ia de aici. Colega ei, răutăcioasă, spune, nu credeți, nu vine nimeni. Are un copil care e colonel, are unul care e mare prin, nu știu, prin la tribunal, are o fică care e profesoară universitară, așa zice ea în fiecare dată. Zice, marți vine după ea, nu vine nimeni, este de 5 ani aici. Ne-am uitat în fișa ei, scria, internat, definitiv. M-am apropiat de acea femeie și am zis, Doamnă, s-ar putea ca marța asta să nu vină copiii după dumneavoastră, nici marța următoare. Ăsta e adevărul. Dar este cineva care este în fiecare dimineață aici și a venit după dumneavoastră. Avea icoana Mântuitorului la cap. Acolo, la capul mesei. Zice, el vine în fiecare dimineață. Știți că de fiecare dată, înainte de a vă trezi dumneavoastră, uite aici, uite așa cum stau eu pe patul dumneavoastră, așa stă Mântuitorul. Singura problemă e că nu-l vedeți. Și să vorbiți cu el. Și el vrea să vă vorbească. Și dumneavoastră să-i vorbiți. Atunci s-a petrecut ceva și am înțeles că femeia pricepe pentru prima dată ce-i spun. Au început să-i curgă și roaie de lacrimi și zice, așa este, vine el după mine în fiecare zi? Zice, exact așa este. Vine după tine în fiecare zi. Dragul meu, te-a așteptat azi dimineață în sufragerie. Te-a așteptat pe holul căminului. Te-a așteptat în colțul ăla umbros unde nu te văd colegii să discute cu tine. Ai plecat în grabă, spre cursuri, spre alte lucruri. Este singurul care te va asculta până la capăt. Este singurul care nu-și butonează telefonul mobil în timp ce vorbește cu tine. Este acela care n-are atenția împărțită niciodată și stă și se concentrează la ce spui și îți va pune întrebările cele mai incomode, așa cum le-a pus samaritenii. Este cel care știe tot ce ai făcut. Și îți va spune tot ce ai făcut. Și știi ce e mai minunat? Îți va spune tot ce ai de făcut de aici încolo. Următoarea scenă este cu un personaj foarte interesant. Eu cred că ăsta e român. În capitolul 5 găsim un personaj. Studenții, avem studenți la medicină aici. Ridicați mâna. Aveți studenți la medicină? Da, avem câțiva. Dacă ați mers prin spital, veți întâlni următorul tip de personaj. Eu în vizitele pastorale îl întâlnesc. Este clientul de spital care s-a obișnuit cu spitalul. Zice, domnul pastor, știți cum facem noi? Când dă iarna, găsim noi, facem ceva, dăm acolo la medic, știți, uneori deschidem ușa cu capul, că nu mai putem să deschidem cu mâinile, lăsăm acolo și ne dă o internare de câteva luni, așa e de bine aici. Doamne, dar aici miroase a puroi, de astea, cum vă place aici în spital? Zice, ce? Ei schimbă cerceafurile, ei face mâncarea, ei cu tare, mai facem și analizele, foarte bine aici în spital. Avem un om care s-a obișnuit, 38 de ani, zace în același loc și vin slăbănoși pe lângă el, coboară în scăldătoare, pleacă vindecați. Se schimbă generații. 3-4 generații se schimbă. Se schimbă împrejurimea lui. Se schimbă peisajul. Ăștia fac tot felul de update-uri și de improvizații, fac piscina din nou, dau cu faianță, el e tot acolo. Și știți care e problema lui? De să spun că e român. Guvernul de vin a făcut prea multe trepte. Îi lalță mai rapiz. Ei, la alții au rude nionam, cu tare, și să știi că și Dumnezeu îi devină.
De ce trimite îngerul când eu ațipesc? Ăsta tulbură apa și eu nu-s pe fază și uite, niciodată nu m-am vindecat, 38 de ani stau aici. Se duce Domnul și nu vindecă pe nimeni altceva, spune că era acolo mulțime de orbi, șchiopi, mulțime. Se apropie de unul singur, care avea cea mai importantă boală. Doamne, a răspuns bolnav, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare, că se tulbură apa și până mă duc eu să coboară altul înaintea mea. Domnul Iisus spune, înainte de asta, vrei să te faci sănătos? Cu alte cuvinte, mai vrei? Am întâlnit foarte mulți oameni care spune, domnul pastor, eu nu prea pot să cred, eu nu prea, știți, cu chestiile astea cu religia, știți, mă, în adolescență am citit și eu Kierkegaard și am citit și una și alta, am citit chiar și Jurnalul Fericirii și să știți că nu mi spun multe lucruri. Întrebarea mea standard pentru astfel de personaje pe care le văd în petrit este, domne, tu mai vrei să crezi? Există un pas cu puțin înainte când Dumnezeu își face toată lucrarea Lui. Nici unul dintre noi nu se poate încorda să strângă din dinți și din pumn spune de azi înainte cred. Este o lucrare a Duhului Sfânt în exclusivitate. Este atingerea Lui Dumnezeu suverană, divină. Nu poți să faci tu nimic ca să te apropii de Dumnezeu într-un fel să spui de azi, la fel ca alcoolicul, spune de luni mă las de băut. Marți dimineața este tot în crâșmă. Nu poți să scrii pe frigider. De astăzi înainte, nu, să luăm mai încolo. Toate, orice cură de slăbire se începe de luni și orice credință se începe de duminică. Deci, de duminică mă duc la biserică, devin credincios cu acte în regulă și cer și membralitate. Nu se poate așa ceva, dragul meu. Dar este ceva. Vedeți, este acel schimb de priviri care a avut loc între slăbănogul acela și Domnul Iisus. A fost la un moment dat porunca Domnului și ăsta cu toate ligamentele uscate, cu toți mușchii smochiniți, cu oasele deja fragile, se uită Domnul și spune, scoală-te! Și ce se întâmplă? Îndată, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și nu spunea umblat, și umbla. De colo-colo, ca unul care merge de prima dată după 38 de ani. Ce minunat este Dumnezeu! Atunci când îl asculți, sari, cât de sus, Doamne, umblă, cât de departe, Doamne, scoală-te. Știi ce ar însemna pentru tine, scoală-te? Aș vrea să mă apropii, chiar dacă mai avem, aș vrea să mă apropii de final. Știi ce înseamnă pentru tine, scoală-te? S-ar putea ca scoală-te să însemne că după ce termin facultatea, s-ar putea să scoală-te, asta să însemne, să nici nu mai termin facultatea. S-ar putea ca scoală-te să spună, Domnul, la ce te-ai gândit? Ce planuri ți-ai făcut? Știu, să prinzi un post bun la oraș. Uite, am un plan pentru tine. Este o localitate împrăștiată printre munți acolo, care are nevoie de un medic bun, care să trăiască printre ei și să oglindească chipul lui Hristos acolo. Păi, Doamne, tu nu știi cât s-au chinuit părinții mei ca să obțină buletin Timișoara. Tu nu știi cât de mult i-a costat, tu nu știi cât, ca să stea în apartamentul ăla amărât acolo și tu vrei să mă fac țărana acum să cultivăm castraveți și roșii? Să mă duc să fiu misionar? Să încep din nou să mă întorc la... Adică să mă tăiem mămăliga coața, nu? Cam așa ceva. Dragii mei, scoală-te pentru fiecare dintre noi poate însemna foarte multe lucruri. În general înseamnă să te ridici din disconfortul, din confortul ăla pe care ți-l creai și să îți asumi un disconfort. De a începe un nou album de fotografii cu Dumnezeu. Aș vrea să sărim, deși mai avem și altele, la un personaj foarte interesant, ultimul de care ne vom lega. Un om care face tot o asemenea prostie la cuvântul Domnului. Este un orb din naștere. În momentul când în 2003 am avut probleme cu retina, medicul mi-a explicat ce se întâmplă. Zice, dacă nu intervenim imediat când faceți ruperea de retină, când se fracturează retina, trebuie să intervenim imediat, pentru că dacă nu, cu cât trece timpul, nervul optic moare, să nu credeți că puteți amâna. De urgență trebuie să vă duceți, nervul optic moare, moare în scurt timp și dacă e mort nervul optic, s-a terminat. Odată ce nervul nu mai este stimulat, mi-a explicat acolo în termenii dânsului, am priceput până la urmă despre ce e vorba, dar un lucru pot pricepe, clar, și puteți pricepe și voi dacă ați luat cel puțin o clasă de biologie.
că omul ăsta era orb din naștere. Adică când te uitai la el, avea două găuri în craniu și atât. Acoperite de o perdea de ploape și atât. Și se întâmplă ceva extraordinar. Când trece, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorile, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și dă Domnul un răspuns absolut ciudat. Uneori, în suveranitatea și domnia mea, aleg să-i fac pe unii să sufere, uite așa, ca să-mi arăt eu slava. Uite așa. N-a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și acum vă rog să fiți atenți cum arată Dumnezeu lucrările lui în acest orb. Dragii mei, orbul ăsta este genial. Este de o inteligență, dacă o citiți tot capitolul, să vedeți cum dialoghează și cum îi ironizează. Avea un simț al umorului și o ironie în el, să vedeți cum îi ironizează pe deștepții Israelului. Nu la întâmplare. Vedeți? Am avut aici la cealaltă biserică un mesaj: de ce proștii nu merg în rai. Domnul Iisus alege întotdeauna să lucreze cu oameni care urăsc prostia. De asta spune înțelepciunea: veniți, luați înțelepciune proștilor. Este, credința este această capacitate de a intui unde se află soluția. Și vine acest orb în calea Domnului și Domnul, după ce a zis aceste vorbe, Domnul face un gest oribil. Așa cum în capitolul 2 face scandal, aici face un gest absolut oribil. Scuipă jos, amestecă cu degetul și face un pic din amol și lunge pe ăsta pe pleoape și se uită la el. Și acum e momentul crucial. Să uite la omul scuipat în ochi cu tine și spune acum: du-te. Și observați ironia de limbaj. Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. Zice, nici de data asta nu facem pase magnetice, nici de data asta Domnul Iisus spune: ia, atenția la mine, uitați-vă, ăsta stă în genunchi aici, eu îmi pun mâinile peste el, rostesc câteva cuvinte și dintr-o dată, hocus pocus, vede. Observați? Deci, we need somebody good. Nu. Știți ce face? Spune, tu du-te, păi Doamne, dar eu știu ce urmează dacă mă duc. Știți ce urmează? Să se ducă așa cum era pătat, din nou cu bastonul lui, în râsul copiilor. Zice, Domnule, după ce e orb este și prost. Cum poate să gândească așa ceva? Știți ce? Auzi și încep să cânte copiii. Zice, știți ce a făcut ăsta? Magicianul ăla tânăr, ăla de 31 de ani, l-a scuipat cu pământ pe ochi și acum i-a spus să se ducă, că o să vadă. Dar noi nu-l știm că este orb din naștere. Zice, cum poți să fii atât de stupid să crezi că scuipat așa în ochi, te mai duci prin toată cetatea, dar vedeți ce are nevoie Domnul, de spectacol. Și Domnul se uită în urma lui și stă. Și uneori Dumnezeu parcă ne ține pumnii și spune, vreau să crezi, vreau să crezi. Este un moment de emoție extraordinară când orbul ar fi putut spune, auzi, îți bați joc de mine? Cum adică? Pe alții le-ai spus, deschideți, Efrata, și deschideți ochii și scoală-te, și la alții le-ai poruncit dintr-o dată, dar cu mine, Doamne, nu poți să faci așa? De ce mă umilești? De ce să mergem prin toată cetatea, uite așa, să facem circ din nou și ăștia, copiii ăștia obraznici care tot timpul îmi pun piedică, să cânte în urma mea? Știți care este credința? Să te duci dacă ești trimis. Și să duce la scăldătoarea care tălmăcit înseamnă trimis. Și credință înseamnă mă duc, deși toți încântă împrejur că sunt stupid, deși toată lumea râde de mine, deși toți mă bat jocoresc, se duce, se spală și când vine, vede. Asta e credință. Dragii mei, în seara aceasta am încercat să ne uităm la Domnul Iisus și la felul cum lucrează El. Observați că cu fiecare lucrează altfel. Probabil ai ascultat mărturii ale unor care cred. Îți pot garanta că Dumnezeu infinitul este atât de creativ și are atâta simț al umorului, cu tine va lucra altfel. Te vei uita în urmă și vei râde de bucurie și te vei veseli de felul în care va lucra Dumnezeu cu tine. Dar nu ești curios să vezi ce se întâmplă? Și astăzi, motivul pentru care am slăbit
este tot din curiozitate. Primul motiv este altul. Am explicat într-o postare pe blog de ce, dar al doilea motiv este curiozitate. Sunt prea curios, vreau să mă mai plimb și la bătrânețe, să nu trebuiască să mă care cu căruciorul, 120 de kg, dintr-o parte în alta, o masă amorfă. Vreau să mă plimb în continuare să văd lucrările Domnului. Sunt prea curios să-L văd pe Hristos la lucru. Sunt prea curios să-I văd pe oameni și abia aștept vara. Abia aștept să fiu un praf Olteniei și să văd cum vin oameni la un moment dat, la sfârșitul unei seri, ca asta îmi spune om, la sfârșit, domnul pastor, am venit cu gândul că seara asta este ultima din viața mea. Ce aveam de gând era să mă duc în șură, să-mi pun ștreagul de gât și să termin cu viața asta. Dar acum am găsit un sens pentru care trăiesc. Hristosul ăsta mi se pare extraordinar. Dom'le, nu ca ăla pe care noi l-am învățat, ca ăla care e răstignit acolo la intersecția drumului. Este ceva extraordinar, dom'le, vreau să-L cunosc mai bine pe acest Iisus. Mai vreau să-L cunoști mai bine. A crede înseamnă uneori să faci ce au făcut vlășganii aia. Ia apă și du. Lasă că e grija mea cum se transformă. Să faci ce au făcut cei din Numeri. Să te uiți la o tablă într-un par. Să faci ce a făcut samariteanca. Mi-a spus tot ce am făcut și vreau să mai aflu. Ce trebuie să fac? Să faci ce a făcut slăbănogul. Scoală-te! Ridică spatul și umblă. Și s-a ridicat. Și dintr-o dată, vinele ei s-au întărit. Ligamentele ei s-au întărit. Și oasele n-au mai fost fragile. S-a ridicat și a început să umble. Să faci ce a făcut orbul. Asta e credință. Unzi pe ochi, batjocorit de toată lumea, în râsul tuturor, presat de prieteni, să te duci, uns, să te speli și să vezi. Cine râde la urmă, râde mai bine. Întotdeauna la urmă râde Hristos. Și întotdeauna urmă, scorul final, îl stabilește Dumnezeu. S-ar putea să fii presat de prietenii tăi, care te bajocoresc. S-ar putea să fii înghesuit într-un colț și să nu te poți mișca, pentru că te gândești, oare ce vor zice ceilalți? Ce vor zice ai mei? Ce vor zice părinții? Ce vor zice colegii de facultate? Dragii mei, parte din credință este și această nebunie asumată. Spune Apostolul Pavel, ceea ce pentru lume este înțelepciune, pentru Dumnezeu este nebunie. Și ceea ce este pentru Dumnezeu nebunie, este înțelepciune pentru lume. Categoriile sunt inversate oricum. Vrei să fii slujeștul lui Dumnezeu și lui Mamona? Vrei să fii popular cu prietenii și însingurat față de Dumnezeu? Sau vrei să fii în dragoste cu Dumnezeu și acoperit în dragostea lui Dumnezeu? Dar vei fi batjocorit de prieteni. Credință este stelaș pe mâna lui. Are un talent de a face din cele mai amărâte vase, vase de cinste. Dacă a făcut-o în viața mea, dacă a făcut-o în viața prietenilor mei, o poate face și în viața ta. Dă-te pe mâna olarului, că nu ești decât o adunătură de lut și va scoate bijuterii din viața ta. Dumnezeu să te binecuvinteze cu înțelepciunea de a stârni credința. Doar un pas să faci, El va face ceilalți 10. Doar o mână să întinzi, El își va întinde mâna și te va ridica. Doar o privire să ridici spre El și El te va aținti cu privirile sale. Fă tu un singur pas spre El și El te va înconjura în dragostea Lui și te va ridica. Amin. Haideți să ne ridicăm și în timp ce cântăm următoarea cântare, așa cum obișnuim să facem, aș dori să ne închinăm înaintea Domnului și cu darurile pe care El ni le-a dat, daruri de bună voie, pentru că sunt convins că pe fiecare ne-a binecuvântat Dumnezeu și în același timp să spunem astăzi cânt voios că Dumnezeu e stăpânul vieții mele. Ah.
Astăzi când voios că Dumnezeu e stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine-n cerul sus, e ca Domnul meu, e ca Domnul meu Iisus. Fără El flămând și însetat, rătăceam în lumea largă, neajutorat. Dar când m-a găsit, El m-a săturat și mi-a dat să beau, El mi-a dat să beau din harul Său. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate locui. Sunt ca de viacuri păstorul meu, râul vieții mi-a pururi Dumnezeu. Ce fericit sunt cu Domnul meu, nicăieri în lume nu-i altul ca și El. El e mai de preț decât tot ce am, El e slava mea, e comoara mea. Capetele pentru un moment.
Poate că și după mesajul din seara aceasta spui, mi-e greu să cred, nu pot să cred. A fost în Noul Testament cineva care s-a întâlnit cu Hristos și rugăciunea i-a sunat cam așa. Doamne, aș vrea să cred. Ajută necredinței mele. Vino înaintea Domnului, sincer, cu starea inimii tale, dacă asta este. Sau poate crezi, dar n-ai trăit experiențe mari cu Dumnezeu. Și vrei să spui în seara asta, Doamne, vreau și eu să am parte de mari experiențe cu Tine. Credința mea e la un nivel atât de superficial. Vreau să ies din superficialitatea asta. Chiar dacă asta ar însemna să fiu scuipat în ochi, să-i se bată joc de mine. Aș vrea să las câteva secunde în care fiecare venim cu condiția inimii noastre, cu starea inimii noastre și ne rugăm Domnului. Doamne, primește rugăciunile care s-au înălțat și te rugăm, zidește credință în cât mai multe inimi. Doamne, n-am vrea să stăm, să fi stat doar o seară împreună și mai apoi o veșnicie despărțiți. Și te rugăm, lucrează credința mântuitoare în toți cei care sunt aici. Descoperă-te în modul unic, creativ, în modul în care știi că poți să te apropii de fiecare inimă. Iar noi, Doamne, mărturisim, întindem mâna către Tine, ajută-ne credinței noastre. Și în generația noastră te rugăm, fă mari lucrări, pentru că ai găsit tineri în sala aceasta care au fost gata să îndrăznească în credință și să ceară lucruri mari de la Tine. Doamne, ia tinerețea aceasta care a umplut seara aceasta și fă miracole și adu o trezire spirituală și în vremea noastră, în complexul studențesc, în orașul nostru și peste tot unde ne vei trimite. Binecuvintează pe frații noștri din Ale și drumul lor înapoi și lucrarea de acolo și lucrarea din Oltenia și peste tot fie numele lui Hristos înălțat. Amin. Amin. Vă rog, mai ocupați locurile doar pentru un minut și aș vrea să rog pe Emi rapid de tot să dea drumul. În fiecare luni seara ne revedem aici și sunteți bineveniți toți dintre voi. Nu da drumul încă. Emi, nu da drumul, te rog, încă. În fiecare luni seara sunteți bineveniți și de la ora 7 și încheiem la timp. În seara aceasta sunteți toți invitați la o agapă în sala de sport și o să-i rog pe cei de aici să vă direcționeze și să continuați să puneți întrebări, să vă cunoașteți. Caută să cunoști pe cineva pe care nu l-ai mai văzut până acum. Cu siguranță mulți din tinerii de aleși nu i-ați mai văzut. Dacă mai aveți întrebări pentru fratele Marius, mai este aici pentru câteva minute. În luna aprilie avem un eveniment mai deosebit și aș vrea să îl pun, e o reclamă de un minut, și m-aș bucura să ne revedem atunci. Poți să dai drumul, Emi. Hello, my name is Dr. Jim Cici, and I am so very excited about coming this April to Romania for the very first time. One of the reasons why I'm excited about that trip is that I come from an Italian home, and I'm told that Romania is very similar in culture to the Italians. But also, too, a reminder that when God reached into my family, He reached into an important family called the Capone family. My cousin was the famous gangster Al Capone. And God reached into my family and pulled me out in 1971. And since that time, I've been in a battle in this war against immorality. But I can assure you from studying the scriptures that it is a winnable war. And I'm excited about coming to Romania to equip your pastors and your church leaders and even your students on how to start a revival of purity in your home and your church and the community.
and how to guard your mind, how to guard your body, and how to guard each other. I will see you very soon in Romania. Pe 15 aprilie vă așteptăm din nou și vă încurajez să vă invitați prietenii care se luptă cu problema aceasta a moralității. Într-adevăr, este verișorul, mafiotul Al Capone, dar Dumnezeu a făcut un lucru neobișnuit, l-a salvat într-un mod deosebit, cred că are și o mărturie deosebită, l-am cunoscut în urmă cu 2 ani și chiar merită. Dacă nu mai devreme, pe 15 aprilie, ne revedem aici. Fiți binecuvântați!